În vremurile din urmă, oamenii își vor da învățători după poftele lor, dorind să audă lucruri care să le gâdile urechile. Și vremurile acestea deja sunt aici. M-am uitat și eu, mă uit așa, din când în când, nu stăruiesc, nu mă zidește, dar mă uit din când în când să văd ce se predică pe internet, ce predică mari predicatori, că cei care sunt urmați de mari mulțimi de oameni. Și constat că mulțimile de oameni îi urmează pe cei care predică lucruri care se le placă. Astăzi, Evanghelia și Calea Crucii a fost înlocuită cu o Evanghelie a binelui omului, a prosperității, o Evanghelie în care omului merg toate lucrurile bine, trebuie doar să creadă, o Evanghelie bazată pe psihologie, pe emoționalism, oamenii dacă sunt făcuți să plângă, i-ai câștigat. Spunea un om al lui Dumnezeu, am citit într-o carte a lui, că a fost odată într-o biserică, era în America și stătea lângă el o tânără de vreo 20 de ani care era total absentă la mesaj. E mai greu să te concentrezi uneori la un mesaj dacă e mai hrană tare, da? E mult mai simplu să primești lucrurile așa ușoare care nu trebuie digerate. Și tânăra aceasta nu era atentă la mesaj. Dar la un moment dat predicatorul a început să spună o istorie cum atunci când a fost copil, tatăl l-a părăsit, a rămas fără tată, cât de greu i-a crescut mama și a insistat pe aspectul ăsta, ce greu le-a fost și tânăra a început să fie atentă. După ce au început să-i dea lacrimile, au început să plângă și spunea predicatorul respectiv care stătea lângă tânără, din momentul acela, zice, predicatorul putea să facă tot ce vrea cu ea. Adică a reușit să o atingă emoțional și putea să-i spună orice adevăr sau neadevăr că ar fi primit. Asta le place oamenilor, le plac emoțiile, le plac să aibă o emoție. Da, emoțiile vin și de la Dumnezeu și vin și din carne și vin și de la vrăjmași. Dar din nefericire în vremurile din urmă oamenii vor căuta așa ceva, oameni care să le gâdile emoțiile. Va trebui să cerem Domnului lumină și discernământ, ca să știm ce să luăm și ce să nu luăm. Mi-a plăcut ce mi-a spus un frate din adunare de la noi. O să înțelegeți foarte bine ceea ce vă spun dacă o să ascultați istoria asta. Era certat cu un frate din adunare. Adică mai degrabă era foarte supărat pe un frate din adunare. Pentru o situație creată, el a spus că fratele a greșit și a greșit așa de mult după cum el vedea lucrurile, încât fratele ăla s-a descalificat complet, deși fratele ăla era slujitor și până atunci avusese o relație bună, dar a considerat că s-a purtat cu mârșăvie, cu viclenie față de el și n-a mai putut să-l suporte. Când deja se gândea la el, avea așa la apucă o stare care nu era bună. Și cineva nu mai avea chef nici de adunare, nu mai avea interes pentru biserică, era foarte dezamăgit. Și cineva l-a văzut și a zis, uite, dacă vrei, hai să te duc, să mergem la o adunare, într-un alt oraș. Într-un alt oraș acolo în zonă, este un predicator acolo cunoscut, hai să mergem la adunarea aceea. Și zice, m-am dus cu el la adunarea aceea, eram supărat pe biserica mea, eram supărat pe fratele cutare și m-am dus cu el la o altă adunare. Și acolo, în adunarea aceea, predicatorul a predicat și zice, mie îmi plăcea ceea ce îmi spunea. Și el mângâia inima mea. Și mi-a plăcut foarte mult. M-am dus acasă și am spus soției, uite, am fost și mi-a plăcut. Zice, mă mai duc și duminica viitoare. Și m-am dus și duminica viitoare. Și din nou inima mea a fost, îmi plăcea ce spunea, îmi plăcea cum zicea, mă mângâia. M-am dus acasă și pe drum m-am tot gândit. Și am zis, ce se întâmplă cu mine? Cum de inima mea e mângâiată, cum de mie îmi place ce îmi spune omul respectiv, când eu am ură față de fratele meu. N-ar trebui mai degrabă să fiu copleșit și să mă prăbușesc la pământ și să mă văd un nenorocit și un netrebnic? Și a zis, ceva nu e în regulă.
A zis, nu e în regulă, inima mea nu e bună, eu am neiertare față de fratele meu, eu nu-l mai pot vedea pe fratele meu și mă duc acolo și cineva mângâie inima. Dumnezeu face asta. N-ar trebui mai degrabă ca Dumnezeu să-mi străpungă inima și să-mi arate starea asta rea și să o dea la suprafață și să mă facă să nu mă simt deloc bine și să mă simt inconfortabil. Și când mi-a povestit și a zis, frate, mi-am dat seama că nu mai am ce căuta în locul acela. Am realizat că nu-i bine ce se întâmplă acolo. Pentru că dacă se duce un om cu păcat, cum am fost eu, și-i mângâiat, înseamnă că ceva nu e în regulă. Am zis, frate, ți-a dat Dumnezeu un har deosebit să poți vedea pericolul, să poți să vezi pericolul, că cei mai mulți nu-l văd și cei mai mulți ar fi dus în continuare și ar fi zis, asta e biserica mea, aici vreau să rămân, că aici mă simt tot timpul mângâiat. Frați și surori, să avem grijă. În vremurile din urmă se cere discernământ. Pavel zicea că vremurile vor fi cumplite și atunci ce spune lui Timotei să facă? Ce spune lui Timotei să facă ca să evite lucrurile acestea? Te rog înaintea lui Dumnezeu, la versetul 4 cu 1 și apoi versetul 2, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Stăruiește asupra cuvântului. Frați și surori, să stăruim asupra cuvântului lui Dumnezeu. Dacă stăruim asupra cuvântului lui Dumnezeu, vom putea să avem discernământ și vom putea să vedem pericolele care ne pasc. Dacă nu, ne vom duce, uite așa, încoace și încolo, clătinați de unul sau de altul, de o învățătură sau de alta, care ne place sau care simțim noi că ne atinge într-un fel sau altul. Însă să veghem, pentru că cea mai mare dragoste, cea mai mare dragoste a noastră, dacă nu vedem spre ce se îndreaptă, se poate întoarce înapoi cu ură spre un lucru pe care l-am iubit odată. Când ajungem, vorbeam mai înainte despre dragoste și dragostea este cea care ne păzește de rău. Dacă un soț își iubește soția, nu este ferit de păcat și nu are cum să păcătuiască, dar dacă la un moment dat se întâmplă ceva și apare în mintea lui o sugestie venită de la vrăjmaș și acel bărbat nu alungă imediat lucrul respectiv și se joacă cu el, ajunge ca în timp să se întâmple ceva și dragostea față de soție să se îndrepte înspre un lucru rău și să fie prins într-o capcană din care s-ar putea să nu mai iasă niciodată. De aceea spuneam că trebuie să avem grijă la dragostea noastră spre ce este îndreptată, spre ce este canalizată. Pentru că dacă dragostea noastră, care a fost odată, a ars odată în inimile noastre, dacă se îndreaptă spre altceva, ne distruge. Domnul Iisus Hristos scrie bisericilor din Apocalipsa și uneia îi scrie că este supărat pentru că și-a pierdut dragostea dintâi. Și-a pierdut dragostea dintâi, pentru asta era supărat Dumnezeu, făcea multe alte lucruri și erau bune cele pe care le făcea, dar dragostea dintâi s-a îndepărtat, s-a pierdut. Unde s-a dus dragostea aceasta? Că undeva s-a dus, spre ceva s-a dus, nu mai era îndreptată către Dumnezeu. Cea mai mare dragoste se poate întoarce împotriva lucrului pe care l-am iubit odată, dacă nu veghem și putem ajunge la o împietrire a inimii. Dacă un soț greșește față de soția lui și la un moment dat îi se spune, dacă a ajuns să păcătuiască grav, împietrirea inimii îl face ca orice ai spune să nu se mai poată întoarce înapoi. Se ajunge la o împietrire a inimii atunci când nu veghem. Vreau să vă dau un exemplu din viața poporului evreu. În Exodul, capitolul 32, o să vă citesc câteva pasaje ca să vedeți unde poate să ajungă poporul lui Dumnezeu sau cei care spun că îl iubesc pe Dumnezeu. Exod capitolul 32 de la versetul 25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu spre batjocura vrăjmașilor săi.
s-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El i-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, fiecare din voi să se încingă cu sabia, merge și străbate tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele și prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis: predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Ce vedeți aici, în acest pasaj? O dragoste a lui Moise și o dragoste a leviților pentru Dumnezeu. O dragoste atât de mare, încât au pus mâna și i-au omorât pe frații și pe rudele lor care au păcătuit. Era o sensibilitate. Era o sensibilitate din partea poporului încă față de Dumnezeu. Îl iubeau pe Dumnezeu și nu puteau să trateze cu superficialitate ceea ce s-a întâmplat. În Iosua, capitolul 22, nu o să vă citesc capitolul acesta, doar o să aduc aminte despre el. Iosua, când înainte să treacă, când au mers să cucerească Țara Sfântă, înainte să treacă Iordanul, două seminții, rubeniții și gadiții și jumătate din seminția lui Mănase, ei și-au câștigat partea din coace de Iordan. Dar Iosua le-a spus: treceți împreună cu frații voștri dincolo de Iordan, ajutați-i să câștige toată țara și apoi vă întoarceți înapoi în moștenirea voastră. Ei au făcut lucrul acesta și după ce au plecat de acolo, după ce au câștigat țara, au trecut Iordanul și trecând Iordanul au făcut un monument din pietre, au făcut un altar mare din pietre acolo. Când au auzit celelalte seminții că ăștia au făcut un altar, s-au gândit că au făcut un altar ca să se închine idolilor. S-au supărat pe ei, au auzit și ce au făcut? Toți s-au înarmat și s-au dus cu armele ca să-i nimicească pe frații lor care îi ajutaseră acum să câștige, să cucerească țara în care erau ei așezați. S-au întors împotriva lor, au luat armele ca să-i nimicească și în felul acesta să abată mânia lui Dumnezeu de peste popor. Așa aveau o râvnă pentru Dumnezeu. Însă când au ajuns acolo, s-au dus, au trimis niște oameni să vorbească cu ei și el le-a spus: nu, nu-i la ce vă gândiți voi, noi n-am făcut un altar, noi nu vrem să ne închinăm, este doar un semn de aducere aminte. Să ne aducem aminte. Nu e un altar. S-au liniștit, au băgat săbiile în teacă și s-au întors fiecare la locul lor. Ce vreau să spun? Era o dragoste pentru Dumnezeu. Erau sensibili la orice ar fi putut să-L întristeze pe Dumnezeu și să-L supere pe Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 2, versetul 2, Dumnezeu îi spune lui Ieremia: du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul: mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Dumnezeu spune poporului: mi-aduc aminte de dragostea ta pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când mă urmai într-un pământ pustiu. Nu era bine, nu era ușor, era greu. Mi-aduc aminte de dragostea ta. Vedeți sensibilitatea poporului, pentru că îl iubeau pe Dumnezeu, au fost sensibili, dar la un moment dat s-a întâmplat ceva cu ei. Dragostea lor s-a canalizat pe o altă direcție și în Ieremia, capitolul 6 de data aceasta, auziți numai ce cuvinte rostește profetul. 6, versetul 16, așa vorbește Domnul, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele, odihnă bună pentru sufletele voastre. Dar ei răspund. Ce răspund? Nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund. Nu vrem să fim cu luare aminte. Uitați-vă unde poate ajunge un popor ales de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, care a fost sensibil o vreme la Dumnezeu și dragostea lui era pentru Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu le vorbește și ei zic: nu vrem să umblăm pe căile pe care ne spui tu. Dumnezeu le spune să fiți cu luare aminte, să ascultați și ei spun: nu vrem să luăm aminte. Frați și surori, asta e o realitate. Oamenii pot să ajungă aici.
Poporul lui Dumnezeu a ajuns aici, a ajuns într-o stare de felul acesta, prin neveghere, atunci când dragostea lor a fost întoarsă înspre idoli, înspre lucrurile lumești, au ajuns să nu mai asculte de Dumnezeu și să nu le mai pese de Dumnezeu. Să nu le mai pese atunci când Dumnezeu vorbea. Lucrul acesta este o realitate și lucrul acesta s-a întâmplat și se întâmplă. Aș vrea să vă aduc aminte un alt caz. Este vorba de omul lui Dumnezeu David, cu care Dumnezeu s-a lăudat atât de mult. Și omul lui Dumnezeu David, știți că a fost mulți ani prigonit de Saul, împăratul Saul. Și în toată această pribegie a lui David, David a avut ocazia de două ori să-l omoare pe împăratul Saul. Odată Saul era acolo în peșteră, erau acolo și David cu oamenii lui și au spus, uite, poți să pui mâna pe el. Saul nu știa că ei sunt în peșteră ascunși, a intrat să se odihnească și au zis, acum i-au zis oamenii, pune mâna pe Saul, uite, Dumnezeu ți-l dă în mână, rezolvă problema. Se duce David și taie un colț din haina lui Saul, doar un colț din haina lui Saul și tremurând se întoarce înapoi. Saul se ridică, pleacă, nu-i face David nimic și după aceea David strigă după el. Dar ce vreau să vă spun, nu vă duc acolo să citim, citiți acasă. David a fost cuprins de o emoție, tremura. Îi era frică să se atingă de unsul Domnului și faptul că i-a tăiat doar din haină i-a produs o stare de cutremur. Îl iubea pe Dumnezeu atât de mult David încât era frică să se atingă de cel care a fost uns odată de Dumnezeu, chiar dacă se purta așa cum se purta cu el. Sensibilitatea lui David era foarte sensibil, doar i-a tăiat colțul hainei și pentru asta s-a simțit vinovat. Puțin mai târziu însă, Dumnezeu îi dă împărăția, Saul moare, Dumnezeu îi dă împărăția, David cucerește, se întinde regatul și David ajunge să se odihnească în timp ce poporul era la luptă. Și cunoașteți istoria cu Batșeba. Când David s-a oprit din, dacă vreți, din dragostea lui față de Dumnezeu, imediat Satan i-a adus altceva în față. O vede pe Batșeba de pe înălțimea palatului său, o cheamă la el și păcătuiește cu ea. Nu-i doar că păcătuiește cu Batșeba. După aceea îl omoară și pe Urie, soțul ei, ca nu cumva să audă ceilalți că Batșeba era însărcinată și Urie fusese la oaste. Îl omoară și pe Urie. Și inima lui David nu mai era sensibilă. Inima lui David era ca un bolovan. Un om așa de sensibil a început că i-a fost frică de Dumnezeu că a tăiat doar haina lui Saul. Acum păcătuiește, acum omoară, e criminal. Și e nepăsător. Dumnezeu îi trimite profetul. Și abia atunci, în momentul în care vine profetul, David se trezește. Ce vreau să spun? Că prin neveghere, prin neascultare, atunci când privirea noastră se abate de la Dumnezeu înspre alte lucruri, putem deveni nespus de insensibili și de nepăsători. Așa cum vor fi oamenii în vremurile din urmă. Ajungi să-i spui unui om, poți să-i spui orice, că nu-l mai mișcă nimic. Prin neveghere se poate ajunge la lucrul acesta. Însă problema este că pe oamenii insensibili și împietriți, perspectiva pentru ei nu-i bună. În Romani, capitolul 2, la versetul 4, partea a doua și versetul 5, Dumnezeu zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Se împietrește inima oamenilor din lume și nu vor să se pocăiască. Îi chem la credință și nu vor să vină la credință. Le spui despre Dumnezeu și nu vor să audă despre Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Își adună o comoară de mânie. Când inima se împietrește, când vedeți un om care se împietrește, când i-ați vorbit despre Dumnezeu și nu vrea să se pocăiască, omul acela, să știți, își adună o comoară de mânie. Nu trebuie să judecăm, trebuie să ne fie milă și să cerem lui Dumnezeu har și îndurare pentru astfel de suflete. Împietrirea inimii acolo duce, dar împietrirea inimii poate să ducă la o comoară de felul acesta și pentru oameni din biserică. Cum credeți că vor fi cei care în vremurile din urmă și-au dat învățător după poftele lor și nu mai pot să sufere învățătura sănătoasă? Ce așteaptă, frați și surori? Ce așteaptă cerul? Ce așteaptă veșnicia cu Dumnezeu?
când oamenii nu mai pot să sufere învățătura sănătoasă și inima lor se împietrește și vor să audă numai lucruri care să le gâdile urechile și vor să-și trăiască viața în felul lor, ce așteaptă? Nu îi poate aștepta cerul, îi așteaptă o sânda veșnică. Îi așteaptă o sânda veșnică, împietrirea inimii e o mare problemă. Frați și surori, să cerem Domnului har. Dacă cumva a ajuns vreunul dintre noi că nu mai poate să suporte învățătura sănătoasă, nu mai poate să suporte mustrarea, știți că în vremurile din urmă oamenii nu mai suportă mustrarea, îndrăznește numai să mustri pe cineva și să vezi ce se întâmplă. Asta arată o inimă împietrită. Asta arată o inimă împietrită. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Zicem, o să-mi spuneți, poate e vorba despre cei din vremurile din urmă. Este vorba despre evrei din vremurile de la început. Frați și surori, e vorba și despre biserică. E vorba și despre biserică. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, avem descris în cuvinte puține starea de har în care era biserica în vremurile de început. În vremurile de început. De la versetul 5, capitolul 5, de la versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se alipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Aici este descrisă starea bisericii după ce Anania și Safira au fost omorâți pentru că au păcătuit. Ce stare de har era în biserică, ce unitate era în biserică, ce dragoste era în biserică. Își vindeau averile, pentru că erau mulți în lipsuri. Au hotărât să-L urmeze pe Hristos și erau repudiați de familie. Soțiile erau alungate de soți, nu mai aveau din ce să trăiască. Erau femei văduve, erau multe probleme. Și cei care aveau, își vindeau averile ca să aibă din ce să trăiască frații și surorile care aveau probleme. Ce stare de har era în biserică. Ceilalți se uitau la ei și se temeau să se alipiască de ei, ziceau ăștia sfinții lui Dumnezeu. Și așa era. Ce stare de har era în biserică. Biserica lui Hristos, biserica pentru care a murit Hristos și pe care a spălat-o cu însuși sângele Lui. Unde însă se poate ajunge? Frați și surori, unde se poate ajunge? V-am mai spus de Apocalipsa, de la capitolul 3, de la versetul 14, putem citi multe versete. Este vorba de biserica din Laodiceea. Și Dumnezeu îi zice bisericii care la început a fost așa, în clocot. Biserica aceea sfântă și curată, de care oamenii, cei din lume, se temeau să se apropie văzându-le starea lor și înălțimea lor spirituală, în final, majoritatea celor care studiază Scripturile spun că biserica din Laodiceea este biserica care reprezintă biserica de la final, biserica din finalul vremurilor în care noi am ajuns să trăim. Și Dumnezeu îi zice, pentru că zici, versetul 17, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Și continuă Domnul Iisus Hristos. Aceasta e starea bisericii din vremurile din urmă. Cum? Sărac, ticălos, nenorocit, orb, gol. Și ce părere avea biserica despre ea? Sunt bogat și merge bine. Cum a ajuns biserica în starea aceasta? Cum a ajuns în starea aceasta? Insensibilă, la evlavie. O părere foarte bună despre ea. Și în versetul 20, îl ținea pe Domnul Iisus Hristos la ușă. Puteți să vă imaginați, noi ne rugăm, vino Doamne Iisuse în mijlocul nostru. Vino Doamne și binecuvintează-ne. Vino prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Și biserica din vremurile din urmă îl ține pe Domnul Iisus Hristos la ușă. Iată, zice, eu stau la ușă și bat. Frați și surori, noi folosim de multe ori versetul acesta spunându-le celor din lume. Într-un fel e adevărat. Iisus bate la inima, la ușa inimii tale, vino și pocăiește-te. Dar aici e vorba despre biserică. Bisericii, scria Domnul Iisus Hristos asta. Iată, eu stau la ușă și bat. Și biserica îl ținea pe Iisus Hristos afară, insensibilă la bătăile Domnului Iisus Hristos. Vreau să intru, vreau să te binecuvintez. Vreau să am împărtășie cu tine, vreau să-ți dau har. Și biserica îl ținea pe Domnul Iisus Hristos la ușă. În vremurile din urmă, biserica îl va ține pe Iisus Hristos la ușă. Cum se poate ajunge? Cum se poate ajunge la împietrirea aceasta? O împietrire totală, am putea spune, dar se poate ajunge. Se poate ajunge. Pentru că în vremurile din urmă așa va fi. Biserica
nu va mai vrea să audă cuvinte din partea Domnului Iisus Hristos, cuvinte de mustrare. Pentru că avem nevoie, dacă starea noastră e rea, avem nevoie de cuvinte de mustrare. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne scuture. Când ai un copil care nu ascultă, îl mustri că îl iubești, îi spui că starea lui nu e bună, nu-l cocoloșești. Avem nevoie și este nevoie ca în vremurile acestea din urmă, când dragostea noastră se abate de la Dumnezeu și începem să iubim lumea, să iubim lucrurile din lume, avem nevoie ca Dumnezeu în bunătatea Lui să ne vorbească și să ne întoarcă. Să ne întoarcă. Gândiți-vă că facem parte din biserică. Gândiți-vă că facem parte din vremurile din urmă. Gândiți-vă că ni s-ar putea întâmpla și nouă. Și Duhul Sfânt ne spune astăzi să veghem, să nu ajungem în această stare. Fratele păstor spunea despre serile de rugăciune. Să veniți că sunt seri de rugăciune. Pentru că mi-aduc aminte de vremurile acelea de care v-am spus când Dumnezeu a făcut trezirea în mijlocul nostru. Astăzi oamenii spun, nu mă duc la rugăciune că am atâtea de rezolvat, am atâtea probleme. Sau mă rog, multe motive avem noi că nu ne ducem la rugăciune. Ba că-i una, ba că-i alta, ba că lucrez prea mult, ba că-s obosit, ba că-i așa, ba că-i așa, tot felul. Ba că n-am mașină, sunt multe motive pe care le găsim ca să nu mergem la rugăciune. Vreau să vă spun că asta nu-i lucrarea Duhului Sfânt în noi. Atunci când Dumnezeu a prins inimile oamenilor pentru El, nu era prea greu ca frații și surorile să meargă la rugăciune în fiecare seară. În fiecare seară era undeva rugăciune. Și nu, dacă nu era în oraș, ne duceam în alte localități, acolo unde știam că sunt strângeri de rugăciune. Și dura, se făcea uneori, veneam pe la 1-2 noaptea de la rugăciune. Așa durau. Mi-aduc aminte că într-o noapte, cred că era ora 1, dacă nu era mai mult, cineva care era, că era mai multe mașini, a oprit mașina, undeva eram între două localități, a oprit pe marginea drumului. Ne-am oprit și ceilalți. De ce ai oprit? De ce ai oprit? Și fratele a zis, păi cum de ce am oprit? Haide să ne rugăm, că eu nu mai pot, vreau să mă rog. Voi, nu vă vine să vă rugați? Am ieșit toți din mașină pe marginea drumului acolo și am început să strigăm către Dumnezeu și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Nu era prea greu! Nu era prea greu! Nu să fie greu! Era o bucurie, era o desfătare și știți ce e interesant? Culmea, aveam timp! Culmea, nu suferea nimeni de foame! Culmea, toate lucrurile se rezolvau în casă! Nu rămânea nimic nefăcut! Înțelegeți? Era timp de rugăciune și se făceau și toate celelalte. Acum zicem, nu, nu avem timp, că trebuie să facem aia și să nu le lăsăm pe astealte. Frați și surori, când este dragostea aceea arzândă pentru Dumnezeu, este timp. Și Dumnezeu face lucrări mari. Eu vă spun din experiența noastră, dar am citit despre alții care au avut experiențe și mai mărețe cu Dumnezeu și care spuneau că stăteau în rugăciune în biserică, începea rugăciunea la 7 seara și se termina dimineața la 5. Și dimineața la 5 mergeau la serviciu și nu erau obosiți. Și seara la 7 veneau din nou la rugăciune și stăteau iară toată noaptea și dimineața se duceau din nou la serviciu și după ce veneau își făceau treburile acasă și culmea, se făceau toate. Toate se făceau, nimic nu rămânea de făcut. Ba dimpotrivă, era o bucurie și un har mare. Dacă nu este interes, frați și surori, înseamnă că ceva nu-i bine în noi. Așa cum s-a mai spus, să nu dăm vina pe nimeni, să ne gândim la noi. Înseamnă că iubim altceva, poate iubim confortul. Asta ține tot de firea pământească, tot de carne. Ne iubim pe noi. Nu suntem dispuși să plătim un preț. Deși, așa cum am zis, toate se întorc cu binecuvântare înspre noi. Că nu trebuie să fie o corvoadă, trebuie să fie o bucurie să mă duc și să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Depinde ce iubim, depinde de ce iubiți, frați și surori. Să avem mare grijă, să avem mare grijă. Ai fost sensibil odată la Dumnezeu, ai fost sensibil la șoapta lui Dumnezeu, ai fost sensibil la glasul lui Dumnezeu, dar astăzi cum ești? Cum ești astăzi? Dacă te cheamă Dumnezeu, știți că atunci când e întâlnire, Dumnezeu își dă întâlnire cu noi și noi nu vrem să mergem la întâlnire. Dacă ne cheamă Dumnezeu în odăiță și noi nu vrem să mergem, Iisus Hristos vine acolo și ne așteaptă în odăița noastră și noi nu avem timp
Suntem obosiți, n-avem chef, Doamne ferește, poate televizorul, poate internetul. Avem timp de orice, dar n-avem timp de Iisus. Dragostea noastră față de cei, frați și surori. Acum că am adus aminte de internet și de lucrurile astea, diavolul caută cu orice să ne fure atenția de la Hristos și să o îndrepte spre altceva. Lăsați internetul ăsta spurcat care o să facă mari nenorociri. Limitați-l la maxim. Nu trimiteți mesaje și pierdeți 2 ore cu mesaje. Ziceți, dar le vorbesc fraților. Nu, mai bine stăm 2 ore în rugăciune. Frați și surori, diavolul e viclean și caută în orice fel să ne abată atenția de la Dumnezeu și dragoste de la Dumnezeu înspre altceva. Și în vremurile din urmă așa va fi. Așa va fi, din nefericire. Dar noi să nu fim printre aceia. Noi să-i spunem Domnului în această seară și de aici înainte, Doamne, păzește-ne, ajută-mă să veghez și dragostea Ta spre cei îndreptată. Dragostea noastră trebuie să fie îndreptată numai înspre Dumnezeu. Dacă dragostea noastră va fi înspre Dumnezeu, vom fi feriți de toate capcanele acestea ale vrăjmașului. Vă doresc ca Dumnezeu să vă păzească, să vă ocrotească, să crește, să vă întăriți în omul din lăuntru. Bucuroși că Hristos v-a mântuit și răspunzându-i lui Dumnezeu cu recunoștință prin dragostea pe care El o așteaptă de la noi, de la fiecare. Domnul să vă ajute și să vă dea har. Amin. Fie ca ceea ce ne-a dorit fratele să ne dorim și noi. Doamne, pune dorul acesta în noi. Adă, Doamne, vremurile acelea din trecut sau de demult. Și noi ca biserică la început.